Bună, dragii mei, frumoși mei, suflete minunate, ce faceți voi, iubiții mei? Sper din suflet că sunteți bine, sănătoși, da? Sper din suflet că sunteți voioși, da? Și la pungă groși, cum s-ar zice. <laughs> bine pentru toată lumea, să vină norocul la toată lumea. Am intrat astăzi, dragii mei, sfârșit de săptămână, bineînțeles că vine weekendul, vă mulțumesc că vă abonați la canalul meu pentru inimioare, like-uri și așa mai departe. Să nu uitați începând de pe data de 20, da, Până pe data de 23 și astăzi vom face o lectură generală, da, În cărți. Pe întrebări, bineînțeles. Cei care doriți lecturi personalizate știți unde să mă căutați. Nu o fac în două variante, o fac în general și vom vedea în prezent ce vă cade, da? Hai să vedem ce spun cărțile pentru prezentul vostru, dragii mei, dragele mele. Extragem o carte din cărțile Marsilia, am 9 sau 10 perechi de cărți, poate și mai bine, din cărțile Marsilia. Hai să vedem. Unii dintre voi, dragii mei, veți avea parte de o luptă. Nu vă lăsați. Ori vă luptați cu un bărbat cu care sunteți într-un divorț. Sau care sunteți în probleme cu el, că da? este partenerul de viață sau soțul, ori aveți o luptă din cauza unui bărbat. Dar vedeți acest bărbat care ridică sabia în sus, el este uh, pregătit de luptă, poate să însemne că aveți și un dușman, da? care este pregătit și nu este frică să lupte cu voi. Da? Poate ați provocat pe cineva și această persoană. Nu, nu demonstrează să-i fie frică, este chiar puternică, este o persoană care iese la luptă fără frică, poate că este fostul soț al dumneavoastră, poate să fie oricine, da? Și aveți aici un dușman care luptă cu voi, sau chiar voi sunteți această persoană cu sabia în mână care v-ați săturat și vreți să tăiați capul, să zicem, la cineva. Nu? Cu sabia ce poți să faci decât că pe timpul se tăia capul și așa mai departe. Da? Deci vreau să spun aici că v-ați săturat voi ca persoană să stați la cheremul cuiva și uite că începeți un război cu cineva anume. Da? Haideți să vedem la fericirea voastră ce cade, dragii mei, dragile mele. La fericirea voastră, ce arată în fericirea voastră cartea. Ea, uite că mulți dintre voi aveți obstacole pentru a putea să fiți fericiți sau fericite. Vedeți, vin aceste bute, 8 bute contra voastră, vrea să spună că sunt foarte multe obstacole, nu puteți când sunteți un pic mai liniștit, mai liniștit, atunci se întâmplă ceva și uite că iar aveți de luptat. Aveți foarte multe obstacole, obstacole create de alte persoane, obstacole care poate sunt în casa voastră, ca nu cumva să aveți poate o energie negativă în în casă sau cineva să fie rău în casă, rău voitor și vă face obstacole, că este soțul, mama, tata, sora, nu contează, aici sunt obstacole care vin către voi, nu sunteți voi obstacolul, sunt obstacole care vin către voi, deci persoane care vă creează aceste probleme, da? Să vedem la norocul vostru, dragii mei. La norocul vostru. Hai să vedem la norocul vostru. Aici, unii dintre voi, unele dintre voi nu sunteți, vă considerați fără noroc, aveți tristețe. Poate că, ce să vă zic eu, v-ați născut un pic un caracter un pic mai. Um, um, Tăcut, da? Un caracter ca să-l numim un pic mai rușinos și nu aveți, nu socializați, nu aveți curaj, da? Nu aveți curajul necesar. Sunt oameni care au un tupeu colosal, da? Și sunt oameni care sunt timizi, da? Sunt rușinoși. Uite cum e fetița mea asta mare, ea e rușinoasă, da? E Zodia Scorpion, depinde de acum, dar are o rușine aparte, deci nu are curaj, da? Eu, în schimb, sunt foarte curajoasă, nu mă tem, deci eu vă dau acum de înțeles și caracterial vorbind, da? Poate că aveți un caracter din ăsta sau poate sunteți într-o stare de depresie sau poate să mai poată spune că sunteți triști, triste pentru că chiar nu aveți noroc, poate nu că v-ați născut fără noroc, nimeni nu ne naște doar dacă ai un blestem care l-ai din punte cu mamei da? sau din a noua generație și te naște așa, să fie ceva făcut poate să fie asupra voastră ca voi să nu aveți noroc da? Haide bineînțeles să vedem și la sănătate ce vă cade la sănătate, dragii mei la sănătate, la sănătate. Aici, la sănătate, eu vă văd bine, da? Sunteți pozitivi, persoane puternice, echilibrate, da, într-adevăr, ați cheltuit sume de bani pentru sănătatea voastră să vă faceți investigări, unii dintre voi să spunem, da, poate să fie mai multe variante. Unii dintre voi ați cheltuit bani pentru a vă investiga, pentru a vă controla dacă ați avut o problemă, da, ați depășit această problemă. Pentru alții aveți nevoie de banii necesari și nu aveți bani ca să mergeți să vă faceți controle, iar alții nu aveți nimic. Aici sunt trei categorii. Persoane care nu aveți absolut nimic, înțelegeți, și persoane, bineînțeles, care um, aveți nevoie de bani pentru sănătate și persoane care, mă scuzați, sunt un pic răcită, și care, într-adevăr, um, ați cheltuit bani, da? Ați cheltuit bani pe, pentru sănătate, da? Haideți să vedem la dușmani, la dușmanii voștri, ce vă arată cărțile, ce se întâmplă. Da? E, uite aici aveți probleme, aveți foarte mulți dușmani, sunteți singură sau singur împotriva la atâtea persoane, șapte persoane, da? cam șapte persoane sunt împotriva voastră. Sunt dușmani periculoși, dușmani de moarte, poate să fie și din iam și din familie și de la locul de muncă. Da, se vede că aveți foarte mulți dușmani, aveți și dușmani din umbră cu care luptați, dar eu vă văd persoane puternice, de asemenea cu picioarele înfipte bine în pământ. Uite și acest bărbat, vezi, el nu are frică, luptă. Deci eu vă văd persoane luptătoare, nu vă văd dezechilibrate, nu vă văd căzute, persoane puternice, persoane care aveți puterea să luptați, ați luptat și veți lupta, da? Aici mai mi apare la dragoste, hai să vedem la dragostea voastră ce vă spune la dragoste, da? Hai să vedem, la dragoste, ce vă spun cărțile pentru dragoste, da? Hai, la dragoste, la dragoste ori sunteți la începutul dragoste și vă dați mesaje, da? Ori o să așteptați, așteptați mesaje sau poate vă întâlniți pe cineva prin intermediul internetului, prin intermediul jocurilor, nu jocurilor, doamne iartă, mă auzi, jocul de noroc când venea să zic, prin intermediul mesajelor internetului, da? site-urile de socializare. Da? Dacă sunteți la început veți avea așa, dar dacă aveți o dragoste de mult timp, sunteți căsătoriți, veți avea parte de căsătorie, unii dintre voi, da? Veți semna contractul de căsătorie și va fi totul bine. La surprize. Hai să vedem ce, de ce surprize veți avea voi parte, da? Hai să vedem surprizele voastre. De ce surprize veți avea parte? De surprize, surprize. Păi aici unii dintre voi veți avea parte de surprize urâte, unii dintre voi, da? În loc să fie surprize bune, va fi ceva. Veți descoperi ceva, veți fi supărați în privință la ceva, vi se va întâmpla ceva care nu este la locul lui, da? Pentru alții nu vă interesează, nu vă mai doriți nicio surpriză, dar aici surpriza este pentru unii dintre voi care nu este ok, da? este o surpriză cu probleme, adică nu vă așteptați la așa ceva, pe nepusă masă se întâmplă ceva și este o surpriză urâtă ca o pedeapsă, ca un ecaz care vine asupra voastră, da? ca o chestie care nu e ok. Da? Hai să vedem la bucuriile voastre, ce vă cade la bucurii. La bucurile voastre, Vă spune că dacă vrei să fii bucuros cu adevărat, trebuie să gândești pozitiv, pentru că obstacolul care ai în calea vieții ești chiar tu, spune, da? Vă spune să fiți mai, cum se numește. Mai uh, iubitor cu voi înși vă, să vă iubiți mai mult pe voi, da? ca să puteți să depășiți unele faze a vieții, pentru că aici vă arată că obstacolele și necazurile și negativitatea vine din cauza că tu atragi aceste lucruri, tu te gândești la ele, da? e mai bine să nu te gândești. Da? Obstacolul sau uh, uh, ce e rău vine din cauza că tu le atragi. Da? Bucuria ți-o poți face singur pentru că bucuria este de partea ta, zice da, cartea. Haideți să vedem, bineînțeles, ce vă cade la credința voastră, da? La credință, din punct de vedere al credinței. Credința, ia să tragem o carte, extragem, de fapt, o carte. Ei, dragii mei, unii dintre voi uh, uh, nu prea aveți credință. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, eu trebuie să vă interpretez cartea și să vă spun. Unii dintre voi vă gândiți la averi, la bogății, la aur, la palate, da? Și din cauza asta vi-ați pierdut credința. Iar alții nu vă interesează absolut nimic, pentru că v-am mai spus eu, buzun. Uh, uh, uh cum se numește, dragii mei, sicriu nu are buzunare, da? Când pleci de pe lumea asta nu e absolut nimic cu tine. Deci aici vrea să spună că sunt două categorii de persoane. Persoane care uh, nu nu interesează banii și au o credință fantastică și pot muta munții din loc și persoane care pune bani în față și... Uh, crede că cu banii poți cumpăra orice, nu poți cumpăra orice cu banii, absolut nimica, viața nu se poate cumpăra cu bani, dragostea nu, liniștea nu, așa că aveți mare grijă. Și haideți să vedem dorința, care este dorința care se va îndeplini pentru voi pentru cei care vă uitați aici, v-am zis, este o lectură generală, se va îndeplini dorința să vă dezlegați de tot ce este rău căzut asupra voastră, foarte frumos și foarte bine și îmi pare bine că a ieșit așa, vă cade o deslegare, dragii mei, cât de repede, în două puncte, poate să fie două zile, două săptămâni, două luni, cât de repede vă veți dezlega, se va îndeplini o dorință pentru persoanele care aveți probleme cu farmece, cu legături asupra voastră, da, cu tot ce este, uite aici se dezlea. De ce nu, dragii mei? Începând de pe data de 20 până pe 23, v-am spus că eu voi face gratis, da, fără bani, fără nimic, gratis, așa cum v-ați obișnuit cu mine de multe ori: că mă duc pe la biserică, vă plătesc, vă fac, da, um fac rugăciuni foarte puternice împotriva farmecelor uh, cu unii legate și așa mai departe. Lăsați scris și sub acest video. Bineînțeles, în cazul în care doriți să distribuiți și vreți să vă răspund la câteva întrebări, puteți să distribuiți 5-6 video de ale mele. Dacă doriți o etalare de la 10 video în sus, da, și eu vă fac o etalare. Spunându-vă aștia, dragii mei, vă doresc un weekend minunat, o zi minunată și superbă, la fel ca sufletele voastre și nu uitați în viață ceea ce dai, aia primești. V-am but